Bun găsit, stimați telespectatori! Ne aflăm la emisiunea Viața în Gorj. Invitatul nostru de astăzi este domnul profesor Ion Ișfan, inspectorul școlar general al județului Gorj. De fapt, invitat și în același timp gazdă a emisiunii noastre. Bine ați venit la microfonul ENSA TV! Bine v-am regăsit și vă mulțumesc pentru invitație. Sper să vă simțiți bine în biroul inspectorului general. Ne-am obișnuit deja, suntem la a doua emisiune. Vreau să vă întreb pentru început, având în vedere că s-a sfârșit de curând un an școlar, a început un altul, să faceți un bilanț al unui an școlar pe care l-ați condus de la cap la cap la nivelul inspectoratului școlar. Cum vedeți dumneavoastră anul școlar 2012-2013 în privința realizărilor? Dar pentru mine a fost o noutate, a fost o mare provocare, pentru că nu mai făcusem așa ceva, nu mai pusesem ocazia să iau decizii atât de importante sau decizii care să influențeze viața multor familii și multor persoane din județul Gorj. V-am spus că gândurile cu care eu am venit în funcția de inspector general sunt pentru a aduce normalitatea, a readuce normalitatea în învățământul din Gorj, că singurul meu interes în această funcție este interesul învățământului și pentru acesta n-am precupețit, să știți, niciun efort pentru a asigura copiilor cele mai bune condiții de care dispune județul în acest moment, deci de care dispunea județul, dispunea localitatea, dispunea învățământul, deci de a asigura cele mai bune condiții de studiu, de muncă copiilor din județul nostru. A fost și o mare provocare pentru mine, pentru că nu este simplu să lucrezi într-o echipă formată din aproape 60.000 de oameni, dacă luăm și copiii care intră în fiecare zi în școlile din Gorj. Dar, spre bucuria mea, pot să vă spun și examenele naționale din această vară au arătat într-o mare măsură s-a schimbat ceva în bine în învățământul din Gorj. Eu am simțit și simt în continuare că dascălii își dau interesul pentru a asigura copiilor tot ce este mai bun. Este practic o întrecere între școlile mari, între colegiile naționale din Târgu Jiu în special, dar nu putem lăsa deoparte nici Motru, Colegiul George Coșboc din Motru și Colegiul Național Dor Arghezii din Cărbunești. Deci este practic o întrecere între colectivele de dascăl din aceste școli și colectivele de copii, iar sunt convins că în timp acestea vor stimula o întrecere permanentă între celelalte școli și în special liceele tehnologice, pentru că aici este o problemă pe care o avem cu toții. Eu pot să vă spun că am reușit să-i conving pe dascăli să intre la ore, să-și facă orele atât la ora 9 dimineață cât și la ora 9 seara. Pot să vă spun că s-au fost foarte puține ore sau foarte puține situații în care orele, în special la învățământul seral și frecvență redusă, nu s-au ținut. Am reușit să fac și o echitate, dacă pot să-i spun așa, în școlile noastre, pentru că eu am găsit în momentul în care am venit inspector general adjunct colegi care aveau foarte multe ore suplimentare, aveau 15, 16, chiar 20 de ore suplimentare pe săptămână și alții care nu aveau nicio oră suplimentară. Am întâlnit colegi care aveau ore numai la învățământ de zi și colegi care aveau ore numai la învățământ seral și săreau peste acele ore. Practic am luat o decizie
majoră, pot să-i spun eu, în luna septembrie anului trecut, prin care în Consiliul Directorilor, cel care conduce până la urmă inspectorii și directorii, care conduce învățământul dintr-un județ, și știți că erați prezent la ședința respectivă când am stabilit ca numărul maxim de ore suplimentare pe săptămână să fie 4. Plecam de la mai multe considerente, dar cel mai important era faptul că o oră în plus pe zi nu modifică randamentul dascălului din ziua respectivă. A fost greu pentru că unii au fost învățați ani de zile să aibă cât de multe ore suplimentare și practic să încaseze banii pe acele ore, dar până la urmă am reușit ca și alți colegi să aibă ore suplimentare, să primească niște bani în plus, dar ce mă bucură pe mine e faptul că s-au făcut aceste ore și că elevii noștri au beneficiat de profesorilor la orele de curs. Deci am reușit, din punctul meu de vedere, să readuc normalitatea referitor la modul de efectuare a orelor de curs. A fost greu, n-a fost simplu, dar până la urmă, cu echipa pe care mi-am format-o de inspectori școlari, echipa de directori, pentru că știți foarte bine că am preluat din mers, am lucrat o perioadă de timp cu și la inspectoratul școlar cu echipa domnului Paralescu, am lucrat foarte bine, pot să spun eu, și cu dânsii. Am reușit după aceea, cu 1 septembrie, să împrospătez o parte dintre dânsii, nu și-au dorit să continue activitatea la inspectorat, alții i-am făcut o analiză pe toată perioada, celor 3 luni cât am lucrat, și am văzut care ar fi punctele slabe și le-am spus că nu-mi doresc eu să mai continue. Deci am reușit să formez o echipă de inspectori școlari, m-a interesat să aduc oameni serioși, profesioniști din toate punctele de vedere și în primul rând să fie recunoscuți de către colegii din sistem ca fiind profesori de carieră. Acum au experiență, a fost greu pe parcursul anului trecut, dar până la urmă zic că a fost bine. Am reușit să pregătim copiii pentru examenele naționale, pentru evaluarea națională și pentru examenul de bacalaureat. Pe tot parcursul anului școlar, inspectorul de limba și literatura română și inspectorul de matematică au avut ca principală preocupare modul în care se pregătesc copiii pentru cele două examene. Și mai mult am reușit pe perioada verii, după ce am luat vacanță, să venim și în sprijinul colegilor care susțineau examenele de definitivat sau de titularizare în vară și să venim în întâmpinarea lor cu inspectorii școlari, cu metodiștii noștri și ai CCD-ului și să organizăm pregătiri cu aceștia pentru ca rezultatele să fie bune. Da, și rezultatele s-au văzut, deci cel puțin la examenele naționale, la titularizare, Gorjul a fost acolo în primele județe, în prima parte a clasamentului. Da, să știți că s-a muncit foarte mult, eu am mulțumit-o public, o fac și și printre dumneavoastră, am mulțumit directorilor, inspectorilor și în primul rând dascălilor, pentru că și-au dat interesul ca elevii să vină cât mai bine pregătiți la examenele naționale. Eu și cei de la inspectorat ne-am străduit să creăm condiții egale de concurs, să organizăm fără probleme examenele din vară și acest lucru s-a văzut. Pot să vă spun că Ministerul a făcut o statistică referitor la evaluarea națională, a calculat pentru fiecare școală o medie a mediilor elevilor din gimnaziu, deci după cei 4 ani de studiu, și școala a primit o notă și a mai calculat o medie a notelor la evaluarea națională și școala a primit altă notă. Cele două note au fost comparate și Ministerul susține foarte bine că dacă diferența între cele două note
este mai mică decât 2 puncte, învățământul din școala respectivă este un învățământ de calitate, un învățământ bun. Acolo unde diferența este mai mare de 2 puncte, sunt probleme în organizarea învățământului din școala respectivă, în calitatea învățământului asigurat de colegii noștri în acea școală. Și pot să vă spun că dacă în țară, majoritatea județelor din țară, sunt probleme foarte mari, deci sunt diferențe și de 4-5 puncte între cele două note, la noi în Gorj sunt 27 de unități de învățământ care au o diferență mai mare de 2 puncte, dar vreau să vă spun că este cea mai mare diferență între cele două note este de 3,12 puncte. Deci se vede că dascălii noștri și-au făcut treaba, că au tratat cu seriozitate pregătirea copiilor, pentru că diferența între evaluările făcute la clasă pe parcursul celor 4 ani și evaluarea făcută de examenul la sfârșitul clasei 8-a nu este mai mare de 3 puncte. Ceea ce mă bucură și mi-arată că mă pot baza în continuare pe oameni serioși, pe oameni care își fac treaba cu responsabilitate. O să încercăm în perioada imediat următoare să vedem ce s-a întâmplat în cele unități de învățământ unde diferența este mai mare de 2 puncte. Dar ceea ce este foarte important pentru mine este faptul că există unitate în evaluare pe întreg teritoriul județului Gorj. Spuneați de aceste diferențe destul de mici până la urmă, totuși 2 puncte în condițiile de examen sunt acceptabile, de asta le acceptă și ministerul și probabil ar fi interesant când se va face o situație de genul ăsta la bacalaureat, că poate da, și acolo am fi tot într-o asemenea și acolo, vedeți dumneavoastră, am avut discuții foarte mari în vară cu evaluatorii la bacalaureat și la evaluarea națională, colegii noștri care corectează lucrările candidaților și le spuneam că atunci când corectează sunt dânsii și conștiința dânșilor. Pentru că am observat din anul anterior că au fost foarte mulți copii afișați cu note între 4 și 5. Adică au fost afișați cu 4,60, 4,70, chiar și cu 4,95. Și atunci am vrut să eliminăm aceste lucruri, pentru că mie nu mi se par normale. În momentul în care evaluez lucrarea unui copil, dar trebuie să o evaluez în ansamblul ei. Chiar dacă baremul îți spune că lucrarea este de 4,60 sau 4,70, tu ca dascăl, citind lucrarea copilului, poți să-ți dai seama și îți dă libertate și metodologia, da? Să hotărăști, îi dai 5 sau îi dai 4. Pentru că noi promovăm copii cu 4,50. Are un 4 și un 5, iese media 4,50, dar în catalog scriem 5. Și atunci, vedeți, tocmai nu ne-a lovit de situații de genul ăsta, pentru că lumea trebuie să știe că, practic, cei care promovează cu 5, da? Cei care au 4,50, în timpul unui semestru vor avea media 5. Și atunci îl trecem clasa cu 5, deci cu 4,50, dar picăm la examen cu 4,95. Și atunci am vrut să mă asigur că nu mă voi întâlni cu astfel de situații, pentru că ăștia sunt copiii noștri. Dacă încă o dată revin și spun îi promovăm cu 4,50, atunci nu putem să-i picăm la examen cu 4,95. Dar lumea a înțeles și au tratat ca atare. Practic, acest lucru s-a văzut la contestații, la numărul de contestații depuse și numărul de contestații rezolvate. Contestațiile la care s-a modificat nota, m-am uitat și am fost foarte atent, pentru că statistica până la urmă nu minte, deci cea care îți dă realitatea din momentul respectiv. Practic, sub 10% din contestații
au fost modificate notele și mai mult, sub 10% din lucrări au primit, au fost contestate. Pentru că pot să vă spun că astă vară, da, am avut în jur de 15.000 de lucrări corectate la Bacala, la nivelul județului Gorj, și contestații au fost undeva în jur de 800. Deci, practic, dacă facem statistic, este mult sub 10%. Deci am încercat să reglăm și aceste probleme pe parcurs, pentru că principala mea grijă este elevul. Sunt condițiile în care trăiește la școală și în care se pregătește pentru viață, până la urmă, pentru că, practic, noi, în învățământ, în această perioadă, nu facem altceva decât să pregătim societatea anilor 2030-2040. Asta vreau să vă și întreb, conduceți la acest moment, la nivelul județului Gorj, poate cel mai important sector, din perspectiva celor implicați, avem în jur de 60.000 de elevi, dacă punem doar părinții acestor elevi, nu mai vorbim de alte rude, ne ducem undeva la cam la jumătatea populației județului care are legătură cu școala directă, nu mai vorbim de cei indirect. Din acest punct de vedere, orice măsură luați în învățământ, așa cum merge învățământul, practic se repercutează în viața socio-economică, socială a județului Gorj. Da, pe mine m-a interesat și mă interesează foarte mult să respectăm regulile după care lucrăm. Dumneavoastră știți bine, am spus-o și o voi spune mereu, nu ne impune nimeni metodologiile după care noi conducem învățământul din prima grad din România. Practic noi, dascălii, ne elaborăm aceste metodologii pe care trebuie să le respectăm. Deci pe mine m-a interesat și mă interesează să respectăm aceste metodologii, începând cu mine. Deci nu lăsându-mă pe mine deoparte, eu trecând în afara lor și aplicându-le cu alții. Pentru că eu spuneam odată și pot să spun tot timpul că dacă avem o regulă foarte bună și nu o aplicăm cu toată lumea la fel, în timp nu facem decât să omorâm regula. Deci, practic, dacă avem o regulă care nu e atât de bună sau nu e grozavă, dar o aplicăm cu toată lumea la fel, în timp vom avea rezultate foarte bune. Bun, deci pe mine asta m-a interesat și mă interesează în continuare, pentru că, până la urmă, în asta constă normalitatea din învățământ, ca toată lumea să se supună acelorași condiții. Am cerut și cer în continuare să avem disciplină, ordine și seriozitate în învățământ. Pentru că numai așa părinții realizează și văd ce se întâmplă în sistemul nostru de învățământ și vor aprecia munca pe care noi o depunem cu copiii dinșilor. Apropo de ce ziceați dumneavoastră de cantitativ, ca număr, suntem foarte mulți sau învățământul intră în foarte multe case din județ. Eu pot să vă spun că nu numai cantitativ, ci calitativ. Noi stăm foarte bine pentru că în învățământul din Gorj nu avem necalificați. Practic, toți oamenii care lucrează, toți dascălii noștri, au studii superioare. Deci sunt absolvenți cu diplomă de licență ai unei universități din România. Deci dacă ne referim la calitatea corpului de dascăl, să știți că este o calitate deosebită. Nu știu în câte sectoare de activitate mai întâlnim numai oameni cu studii superioare, adică calificați la cel mai înalt nivel în domeniul în care lucrează. Și atunci, mie îmi dă curaj și îmi dă convingere și pot să spun că învățământul în Gorj este pe mâini bune și foarte bune, pentru că în învățământ lucrează cei mai buni oameni. Vorbeați de prioritățile care ați avut anul trecut, în primul rând să se facă orele și s-au văzut o schimbare față de anii precedenți. Dacă anul trecut ați avut această prioritate, ea se menține pentru anul ăsta sau vă adăugați și alte lucruri ca priorități pentru anul școlar care a început la 1 septembrie? Da, o menținem în continuare pentru că nu se poate, chiar avem un plan de măsuri pentru siguranța copiilor în școli. Anul acesta a fost semnat la nivel de miniștri, semnat de
domnul Liviu Dragnea de la Ministerul Dezvoltării Regionale, de domnul Remus Pricopie de la Ministerul Educației Naționale și de Ministrul de Interne. Îi parafat, îi semnat la nivelul județului de inspectorul școlar general, de inspectorul șef de la poliție și inspectorul șef de la jandarmi și a ajuns la nivelul fiecărei școli, unde va trebui implementat de către directorii de școli. Deci, siguranța în școli, chiar dacă anul trecut am avut un parteneriat și un protocol cu poliția județeană și cu jandarmeria județeană și am reușit să asigurăm viața copiilor în școli, anul acesta, practic, acest ordin ne obligă și ne responsabilizează foarte mult pe noi, conducerea inspectoratului școlar, dar și pe directori și pe profesorii din, și învățătorii din, din școlile noastre, pentru că acum avem atribuții concrete pentru fiecare factor care se ocupă de educația copilului în școală. Și atunci, vedeți dumneavoastră, este foarte important ceea ce am făcut anul trecut, adică ora să se desfășoare așa cum prevede regulamentul, să se intre la fix la oră, să se iese la fără 10, profesorul să fie permanent în ora de curs în mijlocul copiilor, dar acum, în condițiile acestui plan de acțiune în școli, practic suntem obligați și responsabili de ce se întâmplă atât la ora de curs cât și în pauză. Deci, vedeți că ceea ce gândeam anul trecut este de actualitate și în acest an, pentru că știți la fel de bine ca și mine că cel mai mult de prostii se întâmplă într-o școală atunci când unul dintre colegii noștri lipsește. Nu-și face ora de curs și mai ales dacă este și un dintre colegi recidivist, pot să-i spun, care chiulește periodic de la școală și deranjează pe ceilalți colegi care vin și își fac orele cu seriozitate zi de zi. Deci atunci se întâmplă cele mai multe lucruri nedorite în școlile noastre, nu în pauza elevilor, pentru că în pauză sunt toți copiii în curtea școlii sau pe holurile școlii, sunt supravegheați de profesorii de servici și nu sunt probleme foarte mari. Deci este foarte important în continuare ca toată lumea să-și facă ora de curs și, până la urmă, deci nu poți să iei bani pe ore pe care nu le faci. Deci nu-i moral și nu-i corect, până la urmă. Ei, dar în acest an școlar vom merge puțin mai departe și ne va interesa ce se întâmplă efectiv în fiecare oră de curs. Și aici, un rol foarte important îl vor avea directorii de școli, pentru că au avut foarte mult de lucru în anul precedent și au cam uitat să facă asistențele la ore. Practic, în acest an vom cere, de fapt am cerut la o ședință cu directorii, ca fiecare director să realizeze cel puțin 10 asistențe pe săptămână. Perioada sau orele care sunt degrevate din norma de predare să le contabilizeze făcând asistențe la ore. În acest sens am gândit un program de pregătire până la urmă, de scurtă durată, a directorilor cu casa corpului didactic, cu metodiștii de la CCD-ul, pentru că vreau să avem în tot județul aceeași abordare de către directori, nu să ne trezim că unul este foarte exigent într-o școală și în altă școală este puțin mai mult sau mai larg și notează altfel lucrurile care se întâmplă într-o oră de curs. Deci, mă va interesa foarte mult, atât pe mine, cât și echipa de la inspectoratul școlar, ce știu copiii noștri când termină un ciclu de învățământ. Deci, vom discuta cu metodiștii noștri, cu inspectorii școlari, cu metodiștii casei corpul didactic, ca prin acțiunile pe care le vor face pe parcursul anului școlar, să ne asigure că la sfârșitul fiecărui ciclu de învățământ, elevii noștri au cunoștințele minime necesare pentru a promova în ciclul imediat superior. Le-am spus directorilor și inspectorilor și metodiștilor că noi suntem directori, dar în primul rând suntem profesori. Și cei mai mulți din învățământ sunt copiii.
Nu sunt nici femeile de servici, nu sunt nici profesorii, nu sunt alții. Și ca atare, 80%, 90% din munca pe care o prestează într-o școală trebuie să fie dedicată copiilor și să se canalizeze direct către copii. Deci, încă o dată vă spun, vom încerca și eu sunt convins că vom reuși ca la sfârșitul anului școlar 2013-2014 să avem la evaluarea națională și la celelalte evaluări, pentru că știți, avem evaluări la clasa a doua, la clasa a patra, la clasa a șasea, copiii noștri să avem cât mai puțin copii care să nu promoveze aceste evaluări, adică să ia note sub 5. Aceste evaluări vor rezolva și o altă problemă. Știți, există acea problemă de care se vorbește de foarte mult timp, în sensul că evaluarea la nu știu ce în mediul rural, la nu știu ce școală, este mult mai relativă decât una la școlile din centrul Târgu Jiului. Și că un 7 într-o parte nu este relevant față de cealaltă notare. Credeți că aceste evaluări vor rezolva sau v-ați gândit cumva ca acele note să fie cât de cât echivalente? Iată că vorbeam de ce a stabilit ministerul. Păi, chiar la asta mă gândeam acum când discutam, pentru că vedeți, statistica până la urmă ne minte, nu? Și vedeți că evaluări făcute cu, spre exemplu, la Stejar, că este școala cu cea mai mare diferență între cele două note, dar la celelalte, la majoritatea școlilor, ne încadrăm în cele două puncte. Deci, practic, evaluarea e făcută uniform la nivelul județului Gorj. Foarte bine evaluează profesorii de la școala 8. Constantin Săvoiu, pot să vă spun, pentru că este prima școală din județ pe această statistică, diferența între cele două note este de 0,12 puncte. Deci este și o poziție fruntașă în țară, este pe locul 40 în țară. Deci, vedeți că încet, încet ne dăm seama singuri și, cum să vă zic, putem să facem și noi să știm că ceea ce ziceați dumneavoastră, de ce le e frică unora, nu scapă până la urmă, pentru că, vedeți, statistica nu ne minte. Și atunci o să încercăm ca pe tot teritoriul județului să avem aceeași unitate de măsură. Știți, unii nu să folosească o caua mică și alții o caua mare. Am vorbit de partea generală, aceea în care rezultatele să fie uniforme și s-a văzut acest lucru în ansamblu. Pe de altă parte, Gorjul a reușit să puncteze și în anul școlar precedent. La nivelul olimpiadelor școlare, chiar avem participanți chiar la olimpiade internaționale. Din acest rezultate, da. Din acest punct de vedere, cum vedeți lucrurile în perspectiva anului viitor, anului ce a început? Deci sunt premise, să spunem așa, să fie rezultate chiar și mai bune? Da, eu zic că vor fi, pentru că încercăm să centralizăm această muncă, pregătirea elevilor noștri cu rezultate bune și foarte bune, pentru că, vedeți dumneavoastră, rezultatele pe care le-am obținut anul trecut, de fapt, calitatea rezultatelor, pentru că statistic au fost mai puține decât în alți ani, dar calitatea lor, pozițiile ocupate de copiii noștri la olimpiadele școlare a fost mult, mult mai bună, pentru că avem un locul 1 pe țară la chimie, care a mers și mai departe, și un locul 2 în lume la olimpiada internațională de la Moscova spune foarte, foarte mult și asta ne obligă în continuare să gândim măsuri pentru ca și în acest an școlar să avem rezultate la fel de bune sau poate mai bune, pentru că avem constituit un nucleu de copii deosebiți și de dascăli deosebiți care au lucrat cu acești copii și până la urmă trebuie ajutați și dascălii și copiii. În acest sens am purtat discuții cu domnul Laurențiu Ciurel, directorul Complexului Energetic Oltenia, care m-a și ajutat foarte mult și m-a ajutat să premiez olimpicii noștri, deci copiii cu rezultate foarte bune. Știți că am făcut o gală a olimpicilor, în care copiii au primit premii consistente în bani și au văzut că merită să înveți carte. Discuția am avut-o cu domnul Laurențiu Ciurel și cu domnul Mihnea Costoiu, cu ministrul delegat pentru cercetare în guvernul domnului Victor Ponta,
și încercăm să constituim la nivelul județului Gorj un centru de excelență. Complexul Energetic Oltenia să ne sprijine cu resursa materială, iar domnul Costoiu să ne ajute cu profesorii noștri de deosebiți care pregătesc loturile naționale României, pe care să-i invităm și să organizăm întâlniri ale elevilor noștri foarte buni cu cei mai buni profesori din județul Gorj și din România, cu cei care pregătesc loturile naționale ale țării, pentru că trebuie să mărim numărul copiilor care au rezultate foarte bune. Și acest lucru nu putem să-i facem decât punându-i în contact și lucrând cu cei mai buni oameni din România. Eu, în zilele următoare, o să constitui și un parteneriat, pentru că v-am spus dumneavoastră, vreau să construim un centru de excelență la nivelul județului Gorj, pe care să-l apropiem, dacă pot să spun chiar să-l lipim, de Complexul Energetic Oltenia, pentru că dumneavoastră știți la fel de bine ca și mine că energia înseamnă tehnologie de vârf, tehnologie de ultimă oră, ori copiii foarte buni trebuie să fie cât mai apropiați de energie, pentru că până la urmă ei au foarte multă energie pe care și-o folosesc la concursurile și la olimpiadele școlare. Ne întoarcem la problemele, să spunem așa, cotidiene, pentru că chiar v-am găsit, aveți o activitate extrem de agitată la nivelul unei zile, foarte greu v-am putut prinde pentru acest interviu. Tocmai din acest punct de vedere, suntem în pragul sezonului rece, avem foarte multe școli de pregătit. Care ar fi stadiul acestor pregătiri? Din acest punct de vedere, spuneați, vorbea și de pază, ea a fost asigurată, se fac acum ultimile pregătiri. Sunt toate lucrurile pregătite pentru ce urmează în următoarea perioadă? Da, în mare parte sunt rezolvate, sunt pregătite, doar așteaptă sezonul rece să se dea drumul la căldură. Încă din perioada verii am avut grijă directorii, discuțiile cu primarii, să aprovizionăm școlile cu lemnele necesare pentru sezonul rece, cu rechizitele săptămâna viitoare, în două săptămâni vor veni și rechizitele pentru copiii cu probleme, deja am semnat contractul cu firma care a câștigat licitația, deci până în 18 octombrie trebuie să aduse pachetele respective. Vedeți dumneavoastră, eu am o viață agitată la inspectoratul școlar pentru că eu nu am program de audiențe, audiențele sunt permanent. Atunci când sunt în inspectoratul școlar, discut cu toată lumea care are probleme și încerc să rezolv problemele oamenilor pe loc. Și din cauza asta, tot timpul m-am lăsat sau mă las pe mine, las problemele mele pentru a rezolva problemele oamenilor. Eu sunt în învățământ de aproape 20 de ani și cunosc, am trecut prin toate etapele formării unui manager în învățământ, de la profesor, diriginte, până la inspector general adjunct și inspector general. Și atunci știu ce trebuie făcut în fiecare perioadă a anului. Chiar ieri dimineață am discutat cu colegii, cu inspectorii în Consiliul Inspectorilor și am stabilit o notă de control pe care o au de dus la îndeplinire în această săptămână în școlile din județ, iar printre altele era să verifice modul în care sunt pregătite școlile pentru sezonul rece, care se pare că în acest an va veni mult mai devreme decât în anii anteriori. Și pot să vă spun, fără falsă modestie, că în aproape toate unitățile de învățământ în acest moment sunt lemnele aduse, ba chiar sunt sparte și așezate în magazii, așteaptă să vină frigul. Vedeți, noastră, am și o relație foarte bună cu primarii din localitățile județului Gorj, pentru că numai împreună cu dânsii putem rezolva problemele învățământului, problemele copiilor din localitățile respective. Și atunci, acești oameni mă ajută foarte mult, pentru că ajută, până la urmă, copiii din localitatea respectivă. Eu le-am mulțumit și le mulțumesc în continuare pentru modul în care colaborează cu directorii de școli, cu diriginții, cu profesorii din localitățile respective și asigură condiții
bune și foarte bune în școlile din localitățile noastre. Pot să vă spun că sunt școli unde copiii au condiții foarte bune, din păcate nu aceleași condiții le au între ei și acasă. Deci ne-a preocupat și ne preocupă în continuare să nu fim prinși și descoperiți cumva de iarna care se pare că ar veni mai devreme anul acesta. O altă problemă este cea legată de transportul elevilor și este una veche, în sensul că ar fi nevoie în localitățile Gorjului de alte microbuze. Ce vești mai aveți din această perspectivă? Vor mai veni microbuze? Ce se va întâmpla în această iarnă? Având în vedere că în unele localități microbuzul trebuie să facă foarte multe, foarte multe curse. Da, eu am discutat-o și sper să o reușim să o punem și pe tapet, să ajungem la o concluzie comună. Nu avem un regulament de funcționare a microbuzelor școlare. Cred că nu sunt nici la nivelul întregii țări. Și atunci am zis să circulăm în Consiliul de Administrație cu inspectorii și încercăm împreună cu directorii, cu primarii, să constituim un regulament de organizare și funcționare a microbuzului școlar. Pentru că dacă în prima fază aceste microbuze au fost repartizate în localitățile în care au fost comasate școlile gimnaziale, din dorința de a desfința învățământul simultan, se pare că nu s-a reușit să se elimine învățământul simultan, dar în schimb am rămas cu problema microbuzelor acum. Adică toată lumea trebuie să se plimbe cu microbuzul. Practic, copilul trebuie să-l ia de acasă, nu contează că mai are 300 metri până la școală, microbuzul îl ia de la poartă, de cele mai multe ori, lucruri care nu sunt tocmai normale. Și atunci va trebui să stăm de vorbă, să discutăm ce, pe cine aduce acel microbuz la școală, pentru că eu vă spun sincer, și eu am fost elev și copiii mei sunt elevi, practic în Târgu Jiu, dacă ne gândim, sunt copii care stau în 9 mai și sunt elevi la Ceameu, nu? Practic sunt 4-5 km între casă și școală și nu-i plimbă nimeni cu microbuzul, nu? Dar trebuie să discutăm, pentru că mi se pare anormal să-l duci pe copil la școală de la 300, 400, 500 de metri. Și atunci va trebui cumva să rediscut problema asta cu directorii de școli, cu primarii și împreună să găsim soluții, pentru că sunt foarte multe cereri să amânăm începerea cursurilor cu o jumătate de oră, cu o oră, adică să nu începem la ora 8, să începem la ora 8.30 sau 9, pentru ca microbuzul să poată să care toți copiii din localitatea respectivă. Referitor la achiziția de microbuze, toată lumea așteaptă un microbuz nou, sper să nu se ducă cu el la biserică sau prin altă parte să plimbe. Au mai fost cazuri când au plecat cu echipa de fotbal sau fine, alte acum, lucruri. Dacă echipa de juniori și copiii se elevi la școală, până la urmă trebuie să încurajăm copiii să facă sport, să joace, intre în competiții organizate, deci practic n-ar fi nicio problemă dacă se duc cu copiii sâmbătă. Da, pensionarii în excursie însă e mai greu. E da. Puțin mai delicat, dar eu sunt convins că primarii noștri nu fac așa ceva, să-i duc, realizează importanța microbuzului pentru copii și conștientizează că e foarte greu să mai obții un microbuz în ziua de astăzi. Dacă acum 3, 4, 5 ani se obținea mai ușor, acum este din ce în ce mai greu. Dar în momentul de față știu că la Ministerul Dezvoltării Regionale se organizează o licitație pentru a fi achiziționate microbuze școlare. Este o sumă de bani, nu cunosc datele astea. În momentul în care tot ce pot să vă spun este că domnul Liviu Dragnea ne spunea la o videoconferință cu prefecții și cu inspectorii generali, ne spunea că vor fi cumpărate minim 600 de microbuze. Acum depinde de caietul de sarcini, de firmele care s-au înscris la licitația respectivă, care va fi prețul pe microbuz și câte microbuze se vor cumpăra. Oricum, noi în județul Gorj avem nevoie undeva la un 20-22 de microbuze pentru a rezolva problema în toate localitățile. Și care le-am putea primi acum cu licitația aceasta. Să le primim, totul este să știți că pe SEA, pe licitație, tot felul de proceduri, așteptăm să contestațiile și obișnuite și da. Dar până la urmă, timpul încă este frumos, copiii cred că n-ar fi o problemă să facă un kilometru și jumătate dus, un kilometru și jumătate întors de acasă la școală și de la școală
acasă, pentru că până la urmă mersul pe jos înseamnă sănătate și înseamnă o creștere și o dezvoltare armonioasă a fiecărui tânăr. Da, e și problema, cum spuneați mai devreme, că se pare că iarna va fi puțin mai dificilă decât în alte perioade, în alți ani. Și așteptăm să vedem. Da. Mergând, ne apropiem de finalul interviului nostru, nu putem să nu vă întrebăm, ați abordat aceste probleme, ce aveți pe agenda pentru perioada următoare și din altă perspectivă. Știți, în toate școlile din țară, inclusiv în Gorj, mai sunt lucrări efectuate, se mai așteaptă bani pentru investiții. Sunt multe școli de așteaptă încă să fie ajutate tot de către inspectoratul școlar. Ce le puteți spune din această perspectivă? Noi nu știu deci, cât putem să ajutăm. Practic, noi nu avem cu ce să ajutăm decât să facem demersurile pe lângă Consiliul Județean, pe lângă Ministerul Educației Naționale. Eu știu că am transmis la Minister o situație pentru rectificarea bugetară. Așteptăm să vedem ce se întâmplă și ce sume vor veni în județ la rectificarea respectivă și cu drag le vom repartiza școlilor, pentru că sunt unități de învățământ care au nevoie și sunt localități unde comunitatea locală nu poate să susțină așa cum și-ar dori școala. Iar noi încercăm să intervenim acolo cu ajutorul Ministerului, cu ajutorul Guvernului, să creăm condiții și copiilor din școlile respective. Pot să vă spun acum că nu sunt foarte multe șantiere deschise în județul Gorj, pentru că am început spre deosebire de alte județe unde pregătirile destul de devreme. Știți că v-am invitat la ședința cu directorii în 14 august și acolo am decretat că este 1 septembrie, este prima zi de școală și, practic, noi am câștigat 2 săptămâni de zile în pregătirea deschiderii anului școlar. Deci am avut o lună de zile la dispoziție să ne pregătim și de-aia nu ne-a prins nepregătiți deschiderea cursurilor din anul școlar 2013-2014. Încercăm, știți cum e, niciodată nu mi-a plăcut să vorbesc înainte de a face ceva. Deci, după ce se întâmplă, am vorbit cu drag, am povestit ce s-a întâmplat. Întâi să facem ce trebuie pentru școală și după aceea venim și povestim despre ce am făcut. Eu zic să mai avem răbdare pentru că încet, încet rezolvăm toate problemele. M-a interesat și m-a plăcut foarte mult igiena din spațiile de învățământ. Dacă anul trecut, în perioada asta, aveam undeva către 60-65 de clădiri neautorizate de Direcția de Sănătate Publică, în momentul de față cred că sunt sub 20, învață până în 500 de copii în aceste clădiri și am luat-o ca temă de casă, pot să-i spun, ca pentru anul școlar următor, în septembrie 2014, să avem sub 10 asemenea clădiri. Dacă se poate, ar fi bine să nu avem deloc. Dacă băgați apă în unele localități, aici e problema. Păi, e sistemul de a fura fântână în curtea respectivă, monta un hidrofor și așa mai departe. Deci, știința a evoluat, a avansat, poate să nu fie rețea de apă potabilă în localitate, dar putem să autorizăm școala. Probleme mai mari nu avem cu apa, avem cu intrările separate pentru copiii din învățământul preșcolar. Pentru că avem clădiri autorizate pentru învățământ primar și net autorizate pentru învățământ preșcolar. Da, pentru că funcționează în același spațiu și n-au intrări separate. Dar încet, încet le rezolvăm și pe acestea. Cu siguranță ar mai fi și alte lucruri de discutat în măsura în care dumneavoastră o să considerați oportun și o să reușiți să ne mai fiți oaspete la un interviu, probabil în studio. O să încercăm să le mai abordăm și cu altă ocazie. Oricând, cu mare plăcere, pentru că mă interesează, în primul rând, ca opinia publică să fie informată de ce se întâmplă în școlile din Gorj și permanent am fost și voi fi în continuare deschis față de presă, față de televiziuni, pentru că numai cu ajutorul dumneavoastră sau împreună putem să îmbunătățim multe din lucrurile care nu sunt tocmai la locul lor în momentul de față. Vă mulțumim pentru interviu acum. Și eu vă mulțumesc.